Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Suntem obișnuiți ca vara, la televiziuni în general, să se ia vacanță, să se discute despre lucruri mai ușoare, nu atât de complicate. E, la noi nu se întâmplă acest lucru. La Campus TV se discută lucruri extrem de serioase și de importante, fie că e vară, fie că este iarnă. Însă încercăm să o lăsăm și noi un pic mai moale și chiar și în această seară, chiar dacă invitatul nostru este unul cu greutate și la propriu și la figurat, o să abordăm un pic altfel lucrurile, o să le abordăm omenește, prietenește. Invitatul meu din această seară este domnul senator Constantin Popa, prietenul nostru al campusului. Bună seara și bine ați revenit în studio. Bună seara, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe telespectatori și pe toți buzoienii care or să ne revadă dacă în seara asta nu sunt, știu și eu, la televizor. Domnul Popa, sunt convinsă că nu v-am întrerupt nicio vacanță. Dumneavoastră sunteți în plină activitate în aceste zile. Păi vorbeam noi aici la campus mai de mult că există curentul ăsta al ziariștilor. Dom'le, ce faceți două zile pe săptămână? Luați o grămadă de bani, pensii speciale, pensii nespeciale. Și am încercat în repetate rânduri să spun că un parlamentar nu are vacanță practic niciodată. Pentru că după ce te duci în Parlament, ce se întâmplă? Vine apoi în teritoriu. Deci cu recolta din teritoriu, de inițiative, de dureri, de probleme, de lucruri bune, iei această recoltă, o procesezi și după aia vii și o transformi în idei legislative în Parlamentul României. Asta este lucru pe care, nu că puțin, oamenii au început din ce în ce mai mult să înțeleagă. Este foarte important în momentul ăsta și asta și facem noi în EPR-ul. Acum mergem în teritoriu și începem să luăm contact nu doar cu problemele oamenilor, pentru că nu sunt numai probleme în lumea asta. Ne-am obișnuit să ne gândim doar la probleme, la sesizări, la asta. Nu, sunt foarte mulți oameni care au idei. Idei, lucru care ne ajută enorm. Și pe noi, și pe, și populația județului nostru. Pentru că din discuțiile pe care le purtăm în teritoriu, imaginați-vă cu ce recoltă bogată te duci în Parlamentul României și în grupul senatorial pe care, din care faci parte. Și spui, băi, stai așa, uite, oamenii au sesizat, spunem noi, au reclamat, își doresc. Astea sunt chestii. Au sesizat, au reclamat, își doresc. Astea sunt cele trei cuvinte magice, ca să zic așa, pe care noi le folosim acolo. Și atunci, asta e comunicarea între Guvernul României, cel care ia anumite decizii, executivul, nu? Noi, cei care suntem în legislativ și propunem fel de fel de proiecte de legi. Pentru că am să vă spun un lucru, am avut neplăcuta surpriză ca să vorbesc cu un personaj foarte bine pregătit din punct de vedere al educației, adică un om cu foarte multe masterate, fel de fel de facultăți, academician, și ne-am întâlnit la o cafea și că au distinție coleg, exprimare academică. Da, excelență. Și eu, la rândul meu, buzean de frunce. Zice, ce am cu legea aia cu prima zi de școală? Hai, doar că e un rahat. Să că nu ia GNA-ul. Îmi cer scuze. Zic, băie, poate pentru dumneata poate părea ceva minor. Dar pentru oamenii care lucrează, oamenii care depind de cineva, nu e un lucru, nu e puțin lucru ca să poată să meargă la școală cu copilul. Doamne, lucrurile care trebuie să par minore, pentru alții sunt foarte importante. Unele și, dintre cele mai importante. Și o să vă spun de ce. Fac o paralelă. Nu știu dacă știți, dar exista în Marea Britanie un curent la un dat, și că gunoiul tău comoara mea. Adică oamenii aveau niște lucruri care nu le mai foloseau. Vă dați seama, nu ne mai trebuiesc astea, vrem să le aruncăm. Dar erau alți oameni pe de altă parte care luau aceste lucruri ca pe o comoară, pentru că și le doreau. Și nu oameni sărați sau să vă gândiți că n-ar fi avut posibilitatea, dar ăsta renunța la un lucru de care n-ai nevoie. Și o să vezi că comparația și paralela mea la un moment dat e foarte bună. Deci un om, pentru că nu este important, că nu că n-are copii, are copii mari sau își poate permite oricând să meargă acolo. Păi e important lucrul ăsta. Dar pentru ăla care nu poate, devine foarte, foarte și necesar, foarte necesar și important. Da, iar și exemplele eu pot continua cu primul, sigur, job. Da, cu chestia cu primul job, azi am avut o surpriză fabuloasă. Eram într-un loc cu
în HDN de frunte, o să-l cunoașteți, nu am, cum să spun, libertatea să dezvolui numele, dar m-am întâlnit cu un patron fabulos, după părerea mea, se numește Ionel Vranghe, este unul dintre coproprietarii de la reprezentanța Mercedes din Buzău și ne-am întâlnit într-o discuție de asta liberă. Ion de-al îmi reproșa la un dat și că ai spune-mi și mie, uite, eu duc lipsa aici, nu pot să-mi calific oameni, că stau și pierd timpul 4 ani, nu știu până ce facultate, deschid un motor, apropo l-am întrebat, zic, pot să folosesc asta, cer drept de autor, și că nu, spune-o, te rog frumos. Și că deschid un motor de dat și să pregătesc pe ăla. Și când vine aici la un autoservice de Mercedes, noi trebuie să o luăm la capăt cu pregătire. Și atunci am avut o mare bucurie să-i spun Ionel, stai puțin, că nu te uiți bine la televizor. Noi deja am venit, noi în EPR-ul am venit cu un proiect în genul ăsta, pentru că practic primul job, au început acum, prima vacanță, prima mea, o nebunie. Și ca să nu lăsăm să cadă în derizoriu anumite lucruri care sunt foarte importante pentru tânărul din ziua de astăzi, de asta încerc să promovez și să explic ce înseamnă cu adevărat primul job. De fapt, primul job ce facem? Copilul termină școala, că termină liceu, că termină facultatea. Deci termină o instituție de învățământ. Finalizează 4 ani de liceu, nu? Ce îl așteaptă? Vă spun eu ce îl așteaptă. Se duce din poartă în poartă și în momentul în care atât cât îl costă pe întreprinător leafa pe care o dă, dă și impostul pe leafa respectivă și este greu să suporte o asemenea plată. Suntem într-un moment de pseudocriză, ca să zic așa, adică nu, lumea nu e într-o stare economică foarte, foarte bună. Și normal că este greu să ia un copil să-l pregătească. Dacă nu-i face carte de muncă și le ia nu știu cum așa, vine ITM-ul pe bună dreptate și îi taie gâtul. Și atunci, ce facem noi? Îi trimitem în șomaș. Deci, practic, experimentăm o nouă clasă socială. Oamenii cu studii care se pregătesc în șomaș. Și de cele mai multe ori... Îi trimitem în șomaș, îi trimitem în străinătate, îi trimitem... Da, și de cele mai multe ori, un tânăr care a făcut, să zicem, un ARD, vorbim de o facultate de asta care, na, așa. El s-a pregătit acolo la facultate, a desfăcut un motor de Dacia. Dar noi acum avem o multitudine de firme și de mărci de mașini. Deci clar se duce acolo într-o nouă pregătire. Normal că întreprinzătorul nu-i convine să ia unul să-l învețe. Pentru că nu are nici garanția că o să rămână la el, nici nu știe. Deci este greu să experimenteze lucruri de astea. Și atunci am venit noi, una pe reu și eu, așa, sau la inițiativa mea, dacă vreau ca să mă umflu și eu puțin, și am spus așa, domnule, primul job, adică ai terminat școala, vine, te duci și muncești la Ionel Vlanghe, dacă mă aude și mă vede așa, păi Ionel, nu-l costă nimic lucrul ăsta, plătim noi statul, tu, Ionele, iei 10 oameni și încerci să-i pregătești pentru mecanica ta. Eu știu că Ionel spunea, domnule, că am aici numai inginer, domnule, ai liniștit. E foarte bine. Sunt și alți ingineri care au nevoie de primul job. Se pregătesc alături de oamenii aia aproape 2 ani, așa. E clar că din 20 de inci, unii o să mai dea rateuri, că asta e viața, nu există pădure fără uscături. Dar, ce se va întâmpla? Întreprinzătorul Ionel va câștiga 3 sau 4 muncitori de o mai mică sau mai mare calificare, nu știu, că el va hotărâ acolo, e meseria lui, eu nu știu pe aia, așa, dar oricum va câștiga un personal selectat din 20 de inci, iar restul de oameni au un CV. Dom'le, am lucrat la domnul X. Poate că n-am fost destul de bun acolo, eu am văzut mai greu, dar au un punct de plecare. Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Și vedeți dumneavoastră ce ușor trecem noi totuși, nu noi doi, nu știu, nici nu vreau să scot pe cineva vinovat, dar totuși foarte greu cetățeanul sau românul percepe avantajul dintr-un proiect de lege de genul ăsta, acum e primul job. Adică e nevoie de cum să spun eu, de susținerea populară, susținerea românului, a buzoianului în recte, pentru că eu sunt din Buzău, nu din județul Buzău. Așa? Ca acest proiect să vină cât mai repede. Și politicienii au nevoie de un pic de, știu și eu, de scânteie, ca să zic așa, nu? Astea sunt lucrurile despre care vrem să le
promovăm. Pentru că la un moment dat o să spună cineva, zice că băi, vine toată ziua, bună ziua, pe la campus și ne spune povești. Nu sunt povești. Nu, deci noi chiar lucrăm. Invitațiile noi le lansăm și noi insistăm. Așa. Domnul Popa, s-a demonstrat faptul că dumneavoastră, și nu e prima dată când o spun și am să o repet până în momentul în care mă veți contrazice argumentat, dar nu o să o faceți. Sunteți un senator popular, în sensul că vă adunați proiectele, ideile din rândul oamenilor obișnuiți, nu neapărat din rândul afaceriștilor, nu din oamenilor aflați, eu știu, pe o anumită treaptă chiar socială. Acum sunt nevoie să vă corectez un pic. Și am să vă spun de ce. Nu. Deci proiectele de legi le iau din toate domeniile. Deci vreau să vă spun că chiar aseară, așa, și îmi cer scuze, adică eu am înțeles unde vrea să ajungă dumneavoastră, dar vreau ca oamenii să înțeleagă foarte bine. Aseară, de exemplu, am participat la o discuție și dacă m-ar fi văzut cineva și că ia uite senatorul să distrează, nu. Am participat la o discuție și mărturisesc că am avut și un pahar de bere în față în care cineva, un om de o mare greutate intelectuală, dacă mi-e peste permis terenul ăsta, îmi povestea despre sistemul de calcul al pensiilor din Germania, despre softul și despre felul în care se calculează pensia acolo. Deci, ca loc de plecare, luându-se, de exemplu, salariul minim pe economie din Germania și atunci, automat, pensiile cetățenilor germani, normal că ajung să fie un pic mai mari, așa, comparativ cu România. Și a fost o experiență extraordinară. Am avut N asemenea experiențe și asta chiar face parte din munca mea, adică mă duc în absolut toate domeniile unde pot ajunge și unde timpul îmi permite. Așa, să culeg aceste informații. Pentru că să vă spun o chestiune, diferența dintre un senator român care are 3-4 consilieri. Și nu știu dacă o fac rău sau bine, dar am să vă spun, plătesc cu 10-12 milioane de lei vechi pe lună, la care se adaugă taxele, pentru că plătim taxe și noi, așa, doar eu, la salariul meu, nu se plătește taxe, pentru că eu nu am salariu, am o indemnizație. Și ca atare, că tot am vorbit și facem așa o problemă de pensii speciale, deci la mine, cu indemnizația asta, acești 4 ani de mandat nu se duc nici în vechime. Deci eu nu mă pot duce în carte muncă, spune, stai că am fost 4 ani senator și mi-i pune la vechime ca armata. Nu. Nu. Ăștia 4 ani sunt un vid, practic, în cartea de muncă. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt un vid și în jobul meu. Am fost om de afaceri, nu? Deci nu am voie să fac niciun fel de afaceri și nu fac. Am renunțat la administrarea tuturor firmelor pe care eu le-am avut. Și vă dați seama dacă afacerea mea de la OMI Expo poate fi condusă de familia mea, de soția mea, care acolo se încază niște chestii, administrează o chestiune, afacerea cea cu construcțiile a murit, pentru că eu nu pot să o trimit pe Magda sau pe una din fete, că eu n-am decât fete și nu spun cu vreun rău, mă bucur enorm și le iubesc atât de mult cum iubește orice tată copilul lui. Nu pot să trimit pe șantier să facă pardosele industriale cu elicopterele, cum mă duceam eu, adică locul unde stai 36 de ore treaz, că puneai betonul până să o sucă, până să șlefuiești. Și normal că zona aia a căzut. Nu mă vaiet, nu mă plâng. Nu spun că vai să mă lamentez ce rău îmi pare. Nu, îmi place ceea ce fac. Sunt mândru de ceea ce fac. Sunt bucuros că pot face lucrul ăsta. Că am ajuns la performanța să propun niște lucruri speciale pentru buzoieni și pentru români în general. Pentru că e întrebarea aia perversă pe care o pune orice ziarist. Ce ați făcut pentru Buzău? Da, eu pentru Buzău, la întrebarea asta, anticipând-o ca și cum dumneavoastră, prietena mea, dați-mi voie să spun așa, mi-ați spun eu, spun, domnilor, ați remarcat, poate, cei care v-ați uitat la campus, că am adus de fiecare dată când am putut un membru al guvernului mai aproape de dumneavoastră. Ceea ce mi se pare un lucru nu doar inedit, cum îi spuneți la ziariști, ci practic. Buzoienii au văzut că noi, parlamentarii buzoieni, avem această forță și o și folosim. Nu? În această mergem mai seară, departe. Mergem, da. Nu ați adus un membru al guvernului mai aproape, dar aveți o idee extraordinară pe care sper din tot sufletul să reușiți să o puneți în practică. O să ne povestiți și despre aceea, dar puțin mai târziu. Da. Vreau să vă spun acum despre, vreau să-mi continui ideea pe care plecasem. De fapt, românii, buzoienii, ar trebui să înțeleagă foarte clar care este rolul cu adevărat rolul unui parlamentar.
în afară de a fi o țintă, un bâlciu ăsta extraordinar din România, în care oricine poate să dea cu o pietricică într-un parlamentar și a marcat un moment, mai sunt și alte întrebuiințări pe care le putem da unui parlamentar român. Și să vă spun de ce. Dați-mi voie, e foarte important momentul ăsta. Am avut un proiect de lege în care care se referea la un amendament la legea pensiilor pentru grupele de muncă 1 și 2. Și ca să o luăm așa popular, să înțeleagă fiecare român, doamne, lucrurile astea erau așa. Cine a lucrat în condiții grele de muncă fix 6 ani, primea o minim 6 ani, așa, primea o reducere la o reducere a duratei de pensionare. Și a venit un cetățean la birou parlamentar, dar au rămas toți mască. Domnul senator, un om simplu, un om care a muncit din greu, se vedea pe el marcat de munca aia grea. Domnul senator, domnul, domnule, să vă spun și eu ceva. Păi suntem aici, ia un loc, aprindem o țigară, hai la treabă. Domne, ce am înțeles legea asta? De eu nu înțeleg altceva. Ce nu înțelegi, domne? M-a făcut mat. Tu, dar eu am 5 ani și 11 luni, eu nu mă încadrez în locul ăla. Doamne. Îți dai seama că, da, practic, rămâi în momentul ăla, cum să spun eu, așa. Și ne-am repliat repede și cum facem, domnul senator? Trebuie să vorbiți aici, să vorbiți cu ăștia de la pensii. Nu pot să fac asta, că ăsta e trafic de influență. Nu pot să vorbesc cu ăștia la pensii, dar pot să fac ceva mult mai important. Ce o să faceți? Trebuie să facem un amendament la legea pensiilor. Pentru mine, domne, nu pentru mata. Nu pentru dumneata. Și pentru toți care sunt în situația dumneavoastră și noi nu știm. Mata ești unul că i-a dat o idee. Ne-am dus cu asta în Parlament, atât succes a avut, ne-am mai copiat vreo doi și au băgat-o și ei repede. N-a fost nicio problemă. Scopul scuză mijloacele. N-a fost niciun fel de problemă. Important este că acest amendament a trecut. Așa, faptul că nu se știe că ăsta a plecat la senatorul Popa sau că nu s-a spus pe posturi, este mai puțin important pentru mine. Dar eu, în interiorul meu, m-am simțit întărit și mai puternic. Și de aici încolo, și cu primul job, ideea tot în felul ăsta mi-a venit. Deci pe unde am fost pe teritoriu? Domnul senator, foata mea, domnule, a terminat cu tare facultate. Nu o angajează, domnule. De ce, domnule, nu o angajează? N-are CV-ul de la domne. Om bătân la țară, la nepoată sa. Și ne-am tot gândit și ne-a venit de asta. Este o lege care are un grad de popularitate în România, primul job, de peste 70%. Deci este o lege foarte, foarte așteptată. M-ați corectat un pic mai devreme, dar cu poveștile pe care mi le spuneți acum, cu lucrurile pe care mi le spuneți acum, ajungeți să confirmați că, într-adevăr, proiectele pe care le luați din rândul oamenilor, din problemele lor... Avem și un grefier la care, și pentru acest grefier, noi am făcut un amendament. Numai că, ce se întâmplă? De obicei, oamenii aceștia... O să vă spun o chestiune, că mi-am făcut aici o mică notă. Nu sunt... Și o să mă întorc înapoi la unde începusem. Avem, de exemplu, de la... Da, uite, am fost în emisiune. M-a tot sunat un domn și că, domnule, când ne dați și nouă 13-a pensie? Am stat un pic, am mai stat. Vrea 13-a pensie? Da. Am făcut, domnule, un proiect de lege. Stimate telespectatori, proiectul de lege pentru a 13-a pensie este terminat, făcut de echipa senatorului Popa, împreună și cu mine, așa, și îl vom depune undeva în toamnă. Ne rugăm la Dumnezeu, ca și colegii mei să înțeleagă oportunitatea acestui proiect, să și-l voteze. Dar eu, față de domnia voastră, care mi-ați făcut această propunere, cred că, în parte, m-am achitat. Știți ce ar însemna asta, domnul Popa? Numai puțin. O altă chestiune. Nu, trebuie să fac remarca asta. Experiența mea de jurnalist de 10 ani de zile spune că 50% dintre pensionari în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a le putea petrece așa cum trebuie, fac împrumut la pensionari. În regulă. Domnișoară, dragă, am să vă spun un lucru super important acum, pentru că noi nu vorbim aici, să spun, un limbaj de la academic, cu conștiență, cu asta. Vorbim în general, vorbim popular și românește. O să mă duc cu acest proiect de lege în Parlament. Așa. După care tot presa mă va acuza, nu că vreau să fac un lucru bun. O să spună, uite, domnule, e populist, domnule.
A, uite cu ce prostie vine. Dom'le, nu, cred că, nu dumneavoastră, dar o parte a PSD mă va acuza. Eu vreau să știu câți pensionari vor veni lângă mine, senatorul Popa, să spună, domnule, stați așa puțin, că noi dorim proiectul ăsta, omul nu e populist, iar noi îl susținem. Așa să, să trece un proiect de lege. Și atunci eu, la rândul meu, când mă duc în Parlament, acolo am colegi, și vă spuneam, domnul coleg, termină cu prostiile astea, vrei să iei pensionare la tine? Nu, domnule, am o cerere din teritoriu. Hai, domnule, lasă-mă cu cererea. Nu, eu chiar am o cerere din teritoriu și, repet, câți oameni mai susțin proiectul ăsta? Că dacă avem destulă susținere în teritoriu, el va trece. Mergem mai departe. Am avut o grămadă de reclamații deja, de sesizări. Dom'le, ne-a tăiat apa, n-am știu ce. Avem proiect de lege depus pe branșarea și contorizarea individuală la rețeaua de apă potabilă, ca să mai fie oprită apa în bloc. Avem proiect de lege. O chestiune care am trăit-o pe pielea mea, domnișoară. Deci, dincolo că știam de ea, am trăit pe pielea mea. Am ajuns cu tatăl meu și cu mama mea la spitalul la micro, pe aici, pe la UP. Dom'le, într-adevăr, acolo avem o problemă. Problema noastră nu e că oamenii aceia nu-și fac datoria. Dimpotrivă. Deci eu vă spun și nu vreau să mă acuze nimeni de... Și chiar dacă mă acuză asta e de populism sau de alte chestiuni de genul ăsta. Dar îmi fac cruce aici în direct și vă spun cu mâna pe inimă că dacă aș avea vreo putere în executiv, eu pe oamenii ăștia aș decora și aș face eroi. Pe cuvânt de onoare, deci oamenii ăia de la UPU, din județul nostru, că acolo am ajuns eu, eu nu știu cum rezistă, este infernal. Așa este cumplit. Așa, am stat acolo, am avut și eu la un moment dat o problemă de asta, m-am și eu pe la urgență. Așa, vă spun ce, deci e cumplit. Și am venit cu o propunere. Le-am promis acolo, dar nu pentru că m-au tratat pe mine sau pe taică-mi sau pe maică-mi. Nu asta, pentru că și ce era acolo? Și vă spun un lucru ca să mai și râdem. Eu eram cu taică-mi la urgențe și acolo pe televizor, în sală de așteptare la UPU, eram tot eu, vorbeam la campus. Deci a fost... a fost așa, cumva, o chestiune. Și am propus asta și lucrez la ea. Am vorbit un pic, foarte puțin am dezvoltat subiectul cu domnul președinte Emanuel Petruț la Consiliul Județean și încerc să armonizez lucrurile astea deocamdată verbal cu domnia sa ca să-mi fac o idee cum e legal să facem lucrul ăsta. Să încercăm, e foarte important să ascultați, doar două fraze, să acordăm stimulente bănești medicilor din spitalele publice și unități de primiri urgențe UPU din bugetul Consiliului Județean pentru stoparea, atenție, pentru stoparea plecării medicilor în sănătate. Deci, va trebui să găsim o formulă legală, dacă ea nu e, să o propunem Parlamentul României, așa, ca, virgulă, Consiliul Județean să poată să suplimenteze plata acestor oameni, să-i rețină la noi, la Buzău. Avem nevoie de medici, domnule. Avem nevoie de medici. Avem mare nevoie de doctori. Avem un telefon scurt, din păcate, telespectatorul cer, scuze, nostru n-a mai cer, avut răbdare. Cer, foarte, nu, domnul Popa, luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim în direct. Ca să nu stricăm subiectul ăsta, încă 2-3 secunde, 10 secunde nu e mult. Deci imaginați-vă că din lipsă de cadre se stă la câte 7 ore la urgențe. Da, 7-8. Așa, este incredibil. Deci, vă spun ceva, nu e pentru mine durere mai mare, așa, atunci când, știu și eu, să câștigi mandatul de senator sau de militar, îmi cer scuze colegilor, pentru că le măresc un pic perioada până la publicitate, puțin de tot. Așa, simți că vii într-un loc unde ai putere, unde poți să faci ceva. Imaginați-vă că în momentul în care ajungi la UPU, și îți dai seama că ești complet depășit și că n-ai nicio putere. Atunci chiar îți spui mintea cum se... Băi, de unde putem? Cum putem să facem ca pe oameni ăștia să-i plătim la justa lor valoare? Pentru că fără ei nu se poate. Am văzut medic de la UPU, deci nu știa practic unde să se uite prima dată. Toți erau grei. Și asistentele de la UPU, să știți, da, că au o misiune, deci, extrem de grea. Deci, așa zic în primul rând. Dom'le, acolo sunt niște eroi, că sunt asistente, că sunt medici. Sunt efectiv eroi ai Buzăului, care ar trebui tratați ca atare. Pe cuvântul meu de onoare vă spun. Păi, haideți să vedem forma finală a proiectului dumneavoastră, deci, și să-l vedem dus ca mai să termin încă 10 secunde. Am început toată această discuție de la faptul că eu am doar 3 sau 4 consilieri cu care lucrăm la aceste proiecte și mulți colaboratori. Pentru că să vă spun
Nu un secret, o stare de fapt. Niciun om după planeta asta nu le știe pe toate. Întotdeauna există un colectiv care lucrează la lucrurile astea. Nu să vedeți un parlamentar din America, din Franța, din Spania, că el singur să pune pe scris și scrie un roman. Nu. Un parlamentar american, de exemplu, nu vreau să ajung să fac o comparație mai ciudată, adică mă duc tocmai în vârful piramidei, are 60 de consilieri. Fiecare, unul pe economic, altul pe juridic, altul pe medicină, altul pe cultură, altul pe învățământ. Plătiți la nivel de ministru secretar de stat. Vă dați seama că omul ăla când a spus domnilor, senatorul, eu am o problemă la sănătate. Pe atunci imediat ăștia au zburat să duc cu ăla principal care știe bine lucrul ăsta, cercetează, iar tu când vii cu ideea ta, stai și o pui mult mai ușor pe note. Pentru că asta se întâmplă. Trebuie să iei o idee, să o pui pe note. Dumneavoastră aveți 4 consilieri, există posibilitatea ca în foarte scurt timp să aveți 5. O mare surpriză ne pregătește domnul Popa. Luăm o scurtă pauză publicitară, însă rămâneți pe Campus TV, rămâneți în fața televizoarelor, pentru că trebuie neapărat să auziți ce își propune domnul senator Constantin Popa.